Adus de șeici de la Altai Hail cu gândul de a scoate echipa din impas, antrenorul severinean Mirel Rădoi n-a reușit să resusciteze clubul saudit. În cele două jocuri disputate cu tehnicianul oltean pe bancă, echipa arabă a înregistrat două înfrângeri și a ajuns la un total de 6 eșecuri consecutive. Dacă va continua în acest ritm, Rădoi nu va mai apuca luna mai, data la care Altai are programat meciul cu Al Nassr Riyad, echipa la care este legitimat Cristiano Ronaldo. Este cunoscut faptul că șeicii nu au răbdare și că vor rezultate în scurt timp, în caz contrar se despart de antrenor chiar și după câteva etape. Cred că am făcut un meci bun contra lui Al Ittihad. Am irosit două șanse de a marca pe final. Puteam să câștigăm, însă în cele din urmă am pierdut. Problema lui Altai nu este pe faza defensivă, ci pe cea ofensivă. Am avut 6 ocazii în cele două meciuri și nu am marcat. Înainte să semnez cu Altai, cunoșteam situația echipei foarte bine, dar am acceptat provocarea. A declarat Rădoi după cel de-al doilea eșec al său, scor 0-1 cu Al Ittihad Jeddah. Altai ocupă locul 10 în clasament cu 18 puncte după 15 runde.